Uniunea Europeană nu mai este atât de sceptică față de vaccinurile anticovid din Rusia și China. Serurile ar putea să ajungă pe piața europeană doar dacă producătorii vor ține cont de anumite condiții, susține președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Între timp, Serviciul de Sănătate Publică din Anglia a anunțat că a fost detectată o mutație a variantei britanice a virusului SARS-CoV-2. Varianta britanică a virusului SARS-CoV-2 se răspândește mult mai rapid, iar această tulpină a fost depistată deja în peste 70 de țări. Olanda susține că jumătate din noile infecții sunt cu noua tulpină britanică, iar guvernul a decis să prelungească restricțiile până pe 2 martie. Totuși, școlile primare și grădinițele se vor redeschide pe 8 februarie. Am ajuns la concluzia că este inevitabil să prelungim aproape în totalitate restricțiile actuale până la 2 martie. Nu putem ignora emergența rapidă a tulpinei britanice. În Ungaria, sute de proprietari de restaurante, chelneri, bucătari și hotelieri au protestat în piața centrală din Budapesta față de decizia guvernului de a menține localurile închise. Demonstrația nu a fost autorizată, așa că poliția i-a împrăștiat pe manifestanți. Ungaria a aprobat vaccinul rusesc Sputnik V pentru a accelera imunizarea populației, iar primele doze au ajuns deja în țară. Cu cât mai repede vom vaccina grupurile vulnerabile, cu atât mai repede vom ieși din lockdown și vom ridica măsurile. Vaccinul rusesc Sputnik V are o eficiență de 91,6% în prevenirea îmbolnăvirii cu COVID. Este concluzia unor cercetători britanici care au publicat un articol în prestigioasa revistă medicală The Lancet. Între timp, Uniunea Europeană a anunțat că se arată deschisă la accesul vaccinurilor din China și Rusia pe piața europeană. Dacă producătorii ruși, chinezi își deschid dosarele, dovedesc transparență, prezintă toate datele lor, atunci ar putea avea o autorizație condiționată de punere pe piață ca și celelalte. În ultima perioadă, cancelarul german a devenit un susținător al vaccinului rusesc. Mai mult, Merkel a discutat cu Vladimir Putin despre o posibilă colaborare. Toți cei care obțin o autorizație din partea Agenției Europene pentru Medicamente vor fi absolut bineveniți. Am vorbit exact despre acest lucru cu președintele rus Vladimir Putin. Și președintele Franței Emmanuel Macron s-a arătat dispus să colaboreze cu producătorul rus, doar dacă acesta va depune o cerere de autorizare. Macron a promis în cadrul unui mesaj televizat că până la sfârșitul verii va fi disponibil un vaccin anticovid pentru toți francezii care îl doresc. Mexicul a aprobat în regim de urgență utilizarea vaccinului rusesc împotriva COVID-19 Sputnik V. Mexic a depășit India, devenind a treia țară ca număr de decese atribuite noului coronavirus, cu peste 160.000 de morți.